Slătinenii s-au adunat cu mic cu mare la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza pentru a lua parte la manifestările dedicate Zilei Naționale. Cu stegulețe în mâini și cocarde tricolore în piept, cu toți au trăit emoția unei zile speciale. Cei mai pătrunși de importanța zilei de 1 decembrie au fost cei mici. Iasmina, la doar 4 ani, participă pentru a doua oară la un astfel de eveniment. Îmi spui și mie ce zi astăzi? E Ziua Națională a României. Ai mai fost la Ziua Națională? Da. Și de-aia te-ai îmbrăcat în costum popular? Da. Cine ți-a făcut stegulețele pe obrajori? Tati. Manifestările dedicate zilei de 1 decembrie au debutat cu un ceremonial religios și au continuat cu marcarea importanței Marii Uniri, visul de veacuri al poporului. Totul printr-o scurtă alocuțiune ce a venit să readucă în actualitate un moment special pentru ceea ce suntem astăzi ca țară. Peste 100.000 de români adunați în jurul tribunelor, uniți în același cuget și aceleași simțiri, cu același foc al însuflețirii, au izbucnit într-un glas: trăiască unirea tuturor românilor! Ziua de 1 decembrie 1918 va rămâne veșnic sfântă, un simbol al împlinirii dorinței de libertate și unitatea poporului român. Este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor de aici și de pretutindeni. Ceremonialul a continuat cu depunerea de coroane la statuia domnitorului, care a făcut primul pas spre Marea Unire, reușind să unească Moldova cu țara românească. Manifestările au fost presărate cu momente artistice pline de patriotism. Noi le-am deschis adâncurile de aur și de fier și am suferit cu ei prin ploi și ger. Noi le-am spintecat uriașele pântece. Noi le-am proslăvit frumusețile în cântece și le-am cunoscut sufletul și furtunile mai bine ca oricine. Alți români din lumea întreagă, presăriți în gând de dor și cântați un imn de slavă pentru Craiul munților. Oficialii prezenți au transmis urări de bine românilor de pretutindeni. Pentru toți românii de aici, din Slatina, din România, și pentru toți românii de pretutindeni. La mulți ani, dragii noștri, sper să fie un an din ce în ce mai bun, să urmeze ani din ce în ce mai bun pentru noi românii și pentru România. Într-o lume a globalizării, cred că păstrarea identității naționale este foarte importantă. Tocmai de aceea Ziua Națională a României, 1 decembrie, dar și celelalte zile, cu specific românesc, trebuie să avem grijă de ele și să le cinstim așa cum se cuvin. Pentru români, la mulți ani, la mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani olteni, și să avem în continuare o viață mai bună. Trebuie să le mulțumim înaintașilor noștri pentru că ne-au făcut cadou o Românie unită. Acum este rândul nostru. La mulți ani România, la mulți ani români. Manifestările dedicate împlinirii a 101 ani de la făurirea României Mari s-au încheiat cu parada militară la care au luat parte angajați ai structurilor din subordinea MEAI și o parte din tehnica aflată în dotarea acestora.